Doamne ajută! În acest material, care este destul de mare, dar foarte consistent, tocmai pentru a înțelege cât mai bine, am pregătit pentru voi viziunea ortodoxă asupra stării primordiale a omului, adică a stării pe care Adam a avut-o înainte de căderea în păcat, atunci când firea umană încă nu se rupsese ontologic de Dumnezeu, de legătura de har. Lucrul acesta ne va ajuta să înțelegem mai bine ce este omul, către ce ne cheamă Dumnezeu și care este scopul sau sensul vieții noastre. Vom încerca să vedem și ce înseamnă că omul a fost creat după chipul și spre asemănarea cu Dumnezeu și ce presupune aceasta pentru noi. Consider că este important să știm toate aceste noțiuni, tocmai pentru a ne recupera reperele, dar și pentru a ne zidi duhovnicește, pentru ca să trăim vremuri de foarte mare confuzie, dar și de foarte mare indiferență. Ca o introducere, pentru a înțelege mai bine, trebuie spus că această condiție a umanității în care ne aflăm noi astăzi nu este cea firească, așa cum și-a dorit-o Dumnezeu, ci ea este nefirească, rănită de păcat, tocmai datorită pierderii harului Duhului Sfânt, atunci când și omul, dar și lumea s-au desfigurat. Iar Hristos, a doua persoană a Sfintei Treimi, care este Dumnezeu întrupat, a venit în această lume tocmai ca să ne ridice din starea aceasta în care am căzut cu toții, datorită neascultării lui Adam. De aceea și ținta creștinismului și a fiecărui om de pe acest pământ este și ar trebui să fie îndumnezeirea, care constă în dobândirea Duhului Sfânt pierdut la căderea lui Adam. Și vom încerca să vedem și ce este această îndumnezeire, dar și cum se realizează. Dacă vom citi scrierile Sfinților Părinți, vom observa adesea că ei folosesc această expresie, că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. Prin aceste cuvinte, ei au exprimat semnificația întrupării Logosului, adică al Cuvântului Dumnezeu, care este Hristos, care s-a făcut om și a unit în persoana sa, fără amestecare și fără despărțire, firea dumnezească cu firea omenească, aducând firea omului la starea ei dintr-un început. Mai mult decât atât, Hristos a dus firea omenească și la desăvârșirea menitei încă de la facere, adică de plină asemănare cu Dumnezeu și participarea la firea cea dumnezească prin harul Duhului Sfânt. Iar Hristos a dat astfel fiecarei persoane umane, unită cu El prin Duhul Sfânt de la botez și care se găsește numai în Biserica Ortodoxă, puterea de a deveni Dumnezeu prin har. Sfinții părinți ai Bisericii Ortodoxe asimilează sănătatea omului stării de desăvârșire, iar desăvârșirea ființei omenești aceasta este să fie îndumnezeită sau pătrunsă de harul Duhului Sfânt și unită cu Dumnezeu. Dacă vom citi Cartea Facerii din Sfânta Scriptură, vom vedea că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, adică i-a dat de la început menirea de a se face asemenea lui. Aceasta înseamnă că este sădită în însăși natura sa capacitatea de a deveni Dumnezeu prin har. De reținut este că la crearea sa, omul avea deja o anumită desăvârșire, doar că aceasta nu era deplină. Avea o desăvârșire relativă a facultăților sale duhovnicești, cum ar fi puterea de înțelegere, a voinței libere, care îl făcea capabil pe Adam să se îndrepte cu toată ființa sa spre Dumnezeu, dar și a tuturor puterilor sale doritoare și iubitoare, care îl fac în stare pe om să se unească cu Dumnezeu. Desăvârșirea acestor facultăți se datorează faptului că ele sunt pe de-o parte create de Dumnezeu, după chipul său, sunt în om, ca să zicem așa, o icoană a însușirilor dumnezeiești, dar în același timp toate aceste facultăți constituie și capacitatea lui de a deveni asemenea lui Dumnezeu, bineînțeles cu condiția ca ele să nu se îndepărteze de el, potrivit libertății primite de la naștere. Și, bineînțeles, să se deschidă continuu și cu toată ființa, cu toată inima, harului dumnezeesc, harului Duhului Sfânt, lucru pe care Adam, așa cum știm cu toții, nu l-a făcut. Așadar, starea în care se afla Adam înainte de căderea în păcat era o stare de desăvârșire, dar una relativă, pentru că asemănarea nu era realizată. El avea doar într-o oarecare măsură asemănarea cu Dumnezeu, adică era întors spre Dumnezeu și deținea în însăși natura sa toate virtuțile, iar Sfinții Părinți scot în evidență această concepție dinamică, în sensul că virtuțile nu i-au fost date omului într-un chip de plin. Ele aparțin naturii sale, dar realizarea sau îndeplinirea lor presupune participarea activă a omului la planul sau la voia lui Dumnezeu.
Deci presupune colaborarea omului cu voința lui Dumnezeu, cum se zice în porunca iubirii, cu toate facultățile sale, cu toată ființa sa, deci libera deschidere a întregii sale ființe la harul lui Dumnezeu. Pentru că omul a fost creat cu virtuți, dar îi revenea și sarcina de a le face să sporească până la desăvârșire. Așa înțeleg, de exemplu, Sfinții Părinți porunca divină dată primilor oameni, crește și vă mulțiți. Și de aceea ei și zic că în rai omul era asemenea unui prunc și trebuia, sporind în cele bune, să ajungă la sera bărbatului desăvârșit. Pentru a face vădit caracterul dinamic al dobândirii virtuților și al îndumnezeirii, majoritatea Sfinților Părinți fac distinție între chip și asemănare. De exemplu, Sfântul Vasile cel Mare, tâlcuind cuvintele să facem om după chipul și asemănarea noastră, spune așa: pe cel din tâi, adică chipul, îl avem prin creație de la Dumnezeu, iar pe cea de-a doua, asemănarea, o dobândim prin voia noastră. Ni s-a dăruit să ne naștem având chipul lui Dumnezeu, prin voia noastră liberă noi devenim făptură asemenea lui Dumnezeu, iată că El ne-a făcut capabil de a-i asemăna lui Dumnezeu. Și dându-ne puterea de a-i semăna, ne-a făcut lucrătorii acestei asemănări, pentru ca să ne dea și răsplata lucrării noastre și să nu fim ca acele tablouri ieșite din mâna unui pictor lipsite de viață. La fel și Sfântul Grigorie de Nazianz explică într-o manieră asemănătoare necesitatea participării omului la dobândirea darului pe care Dumnezeu l-a făcut. Astfel el scrie: sufletul dobândește obiectul doririi sale care splată a virtuții, când mintea și rațiunea noastră se vor fi unit cu acela cu care sunt înrodite din natură și când chipul va fi ajuns la asemănarea cu modelul lui, de a cărui fierbinte dorință este stăpânit acum. Așadar, asemănarea cu Dumnezeu se realizează prin participare activă și prin conlucrarea constantă a omului cu harul îndumnezeitor, al Sfintei Treimi. Pentru că ea este un rod al conlucrării voinței omenești cu harul lui Dumnezeu. De aceea, în limbajul teologic, este considerată ca fiind o lucrare teantropică, adică o lucrare înfăptuită de Dumnezeu și de omul întors către El, pentru că omul avea libertatea totală de a se uni cu Dumnezeu, dar și de a refuza să conlucreze cu acesta pentru împlinirea scopului pentru care fusese creat. Și iată că acum ajungem la un alt punct cheie, și anume acela al libertății omului. Pentru că noi știm că omul a fost creat de Dumnezeu liber, că i-a dat liberul arbitru. Dar în același timp, Dumnezeu i-a dat omului și o poruncă, aceea de a nu mânca din pom. Și tocmai prin această poruncă a vrut să-l ajute să se folosească bine de libertatea sa. Iar această libertate se manifestă în mod desăvârșit, în adevărata ei finalitate, numai atâta vreme cât ea conduce la alegerea permanentă a lui Dumnezeu. Așadar, numai prin această alegere, constant menținută prin liberul său arbitru, Adam rămânea în binele pentru care fusese creat, rămânea în starea de har. Atunci când vorbim de starea primordială a lui Adam, dacă vom citi Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți, vom vedea că Adam se ruga tot timpul la Dumnezeu, lăudându-L și zlăvindu-L neîncetat potrivit voii acestuia. El petrecea pururea în contemplarea lui Dumnezeu, deci vedem că avea relații de familiaritate cu Dumnezeu. Iar cartea Facerii ne-l arată, de altfel vorbind în fiecare zi cu Dumnezeu, în rai, înveșmântat în harul dumnezeiesc și aflându-se într-o permanentă și deplină bucurie duhovnicească, bineînțeles ca rod al unirii lui cu Dumnezeu. Sfântul Atanasie cel Mare, de exemplu, mai spune că omul trăia în rai viața cea adevărată, de să reținem acest lucru, viața cea adevărată, adică cea pentru care fusese creat, cea care era scopul firesc al adevăratei sale naturi. De asemenea, Adam, care a fost creat ca unul ce trebuia să stăpânească pământul, cât timp a fost în comuniune de har cu Dumnezeu, nu a existat nicio dezbinare, nici în omul însuși, nici între om și seminii săi, nici între om și celelalte făpturi, dar nici între făpturi. Adică pacea domnea în toți și în toate.
El ducea o viață neîntristată, nedureroasă, fără griji, având harul lui Dumnezeu. De asemenea, nu se temea de nicio boală, căci era sănătos la trup, iar inima era pe deplin liniștită, aprindere sau vreo mișcare sau vreo poftă irațională a pântecelui nu erau încă în el. De asemenea, nici moartea fizică nu exista, pentru că și a fost consecința a pierderii harului. Și putem spune că în rai omul avea simțurile tefere și nemișcate din starea lor firească și câtă vreme el stăruia în starea de neîncetată legătură cu Dumnezeu. Așadar, starea paradisiacă de dinainte de cădere apare, potrivit simților părinți, ca o stare de sănătate, în care omul nu cunoștea vreo formă de boală, nici a trupului, nici a sufletului, însă, prin păcatul originar, Adam a părăsit calea pe care îl așezase Dumnezeu la crearea lui și astfel omul s-a bătut de la țelul care era hrăzit prin însăși natura sa de Dumnezeu. Și încetând să mai tindă cu toată ființa lui spre Dumnezeu și să se mai deschidă cu toate puterile sale harului necreat, al Duhului Sfânt, bineînțeles că imediat chipul lui Adam s-a întunecat și a întunecat oglinda sufletului, care a încetat să-l mai oglindească pe Dumnezeu. Și bineînțeles, pentru că nu s-a mai împărtășit din izvorul a toată desăvârșirea care este doar Dumnezeu, evident că și virtuțile i-au slăbit, că a pierdut asemănarea cu Dumnezeu, pe care începuse să o făptuiască din chiar momentul creierii sale. Și ce trebuie reținut este faptul că acest chip al lui Dumnezeu este de neșters, adică nu se poate distruge și există în continuare în omul căzut în păcat, doar că el nu mai este scos la iveală și nu mai este luminat prin legătura de har a omului cu Dumnezeu. El doar s-a desfigurat și s-a întunecat, dar nu s-a distrus complet. Păcatul pur și simplu l-a întunecat dintr-o dată. De aceea omul a uitat care este adevărata sa natură, nu-și mai cunoaște adevăratul destin sau sensul, nu mai știe care este viața cea adevărată și nu mai știe aproape nimic despre sănătatea sa cea din tâi. În istoria omenirii, chiar dacă ulterior omul a reușit datorită glasurilor inspirate ale prorocilor să regăsească într-o oarecare măsură simțirea lui Dumnezeu, el nu a ajuns decât la umbra bunurilor viitoare, cum zice Sfânta Scriptură, și nu la însuși chipul lucrurilor. Numai prin venirea lui Hristos omenirea a fost pe deplin restaurată și omul și-a redobândit capacitatea de a ajunge la desăvârșirea pentru care fusese creat, bineînțeles prin ajutorul Harului Duhului Sfânt. Sfinții părinți spun că prin venirea lui Hristos, care a devenit om fără a înceta să fie Dumnezeu, s-a împlinit și s-a descoperit tuturor destinul final al omenirii, adică desăvârșirea naturii umane, unită în chip intim și total cu Dumnezeu. De să reținem foarte bine, desăvârșirea naturii umane, unită în chip total cu Dumnezeu. Și El este Cel care ne-a arătat că omul este destinat să fie om Dumnezeu, cum zic Sfinții Părinți, că Dumnezeu se face om pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu. Și așa cum în persoana lui Hristos, natura omenească s-a desăvârșit prin unirea cu natura dumnezeiască, tot așa și noi, numai prin asemănarea cu Hristos, putem realiza această unire și de a deveni Dumnezei prin har. Deci omul nu este cu adevărat om decât fiind Dumnezeu sau plin de har în Hristos. Iar Hristos este numit al doilea Adam tocmai pentru că a împlinit el însuși ceea ce Adam n-a reușit să ducă la împlinire, adică chipul dăruit de Dumnezeu la creație. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Hristos se arată a fi dintotdeauna începutul și țelul final al firii omenești și în ea al tuturor făpturilor. Și vorbind despre unirea firii dumnezeiești cu firea omenească în persoana lui Hristos, afirmă: aceasta este ținta fericită, sfârșitul pentru care s-au întemeiat toate. Acesta este scopul dumnezeiesc, gândit mai înainte de începutul lucrurilor. Spre această țintă finală privind, Dumnezeu a adus la existență ființele lucrurilor. Iar Sfântul Apostol Pavel spune: ca Hristos să fie toate și întru toți. Și tot Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că în Hristos are loc restaurarea firii. Așadar, menirea omului este de a se asemăna lui Hristos.
a fi una cu El și a deveni Dumnezeu în El, prin Duhul Sfânt. Pentru că numai prin unirea cu Hristos, omul ajunge să se regăsească pe sine și descoperă sensul autentic al vieții lui. Și numai în Hristos omul poate fi om cu adevărat și chip de plin, pentru că omul este prin fire, prin origine, adică prin structura ființei sale și prin scopul pentru care a fost creat, o făptură cristologică și teocentrică. Adică numai îndreptându-se spre Dumnezeu și în comuniune cu Dumnezeu, el devine om adevărat. Numai alipindu-se cu totul de Hristos, el poate fi om real, om normal, cu o sănătate de plină. Cum spune Sfântul Grigorie Palama, că asemănarea cu Hristos este sănătatea și desăvârșirea sufletului. În afara lui Hristos, omul nu este cu adevărat și de plin om, pentru că se află dincoace de natura sa, cu o parte din el amputată, am putea spune, rămânând în stare de alienare, de înstrăinare de Dumnezeu. Pentru că nu există natură omenească desăvârșită decât prin unire cu natura dumnezească, ceea ce s-a împlinit în persoana lui Hristos. O spunem din nou ca să reținem că omul este prin natura sa teantropic, chemat la comuniune de har cu Dumnezeu. Iar dacă nu este om Dumnezeu, el nu este om adevărat, pentru că omul definit prin el însuși, în mod independent de legătura de har cu Dumnezeu, este o ființă neomenească, pentru că nu există natură omenească pură. Omul ori este om Dumnezeu, unit cu firea dumnezească, ori nu este pur și simplu. De aceea și Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție compară starea omului care n-a ajuns încă la asemănarea cu Hristos cu starea copilăriei, iar înaintarea în unirea cu Hristos este asemănată cu creșterea, în timp ce împlinirea acestei uniri este asemănată cu starea adultă, numită și starea bărbatului sau a bărbatului desăvârșit. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos, pentru ca să nu mai fim copii, ci ținând adevărul în iubire să creștem întru toate, întru El care este capul Hristos. Tot Sfântul Apostol Pavel îndeamnă, îmbărbătați-vă, adică fiți bărbați, iar Sfântul Simeon Noul Teolog scrie în același sens, folosind aceeași imagine, că cel care dorește să se unească cu Hristos, crește în fiecare zi în vârsta duhovnicească, desființând cele ale cugetului pruncesc și înaintând spre desăvârșirea bărbătească. De aceea, pe măsura vârstei, îi se schimbă și puterile și lucrările firești și se face mai viteaz și mai tare. Așadar, putem spune că omul dobândește asemănarea cu Hristos prin practicarea virtuților, pe care omul le are sădite în însăși natura sa încă de la creare, care constituie și chipul lui Dumnezeu din el, doar că ele nu i-au fost date decât în germene, tocmai pentru că a lui este a le face să crească până când vor ajunge la deplina lor desăvârșire. Iar străbătând acest drum, devine Dumnezeu primind de la Dumnezeu harul Duhului Sfânt și puterea de a fi Dumnezeu. El trebuie să trăiască potrivit Duhului Sfânt, potrivit legii harului, adică al Noului Testament, să ducă, cu alte cuvinte, o viață duhovnicească, pentru că omul nu trăiește cu adevărat decât dacă trăiește în Duhul Sfânt. Omul trăind fără Duhul Sfânt este mutilat, nedesăvârșit și este ca și mort. Chiar dacă trăiește biologic câțiva zeci de ani, dar unul ca acesta nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și așa cum trupul nu este om de plin, ci doar o parte a omului, iar sufletul nici el nu este om de plin, ci doar o parte a lui, putem spune că nici omul, prin sine însuși, independent de Dumnezeu sau independent de harul Duhului Sfânt, nu este om, ci are nevoie de Duhul Sfânt. În concluzie, potrivit Sfintei Scripturi și Sfinților Părinți, pentru om sănătate înseamnă viața petrecută în Duhul Sfânt, viața în Hristos. Omul să tindă mereu spre Dumnezeu. De aceea și lipsa de neîmplinire pe care o resimte omul de-a lungul vieții, pentru că sufletul dorește cele nemuritoare, iar starea firească este să fie în întregime unit cu Dumnezeu. Așa a fost și Adam la crearea lui, chiar dacă nu într-o stare desăvârșită, doar că el a pierdut această stare, iar Hristos a venit în lume tocmai ca să-i aducă aminte omului rătăcit,
și căzut în păcat, de cea din tâi poruncă și cea mai mare, aceea de a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată puterea. Și bineînțeles că aceasta trebuie să o facem noi. Vă mulțumesc și sper că v-a fost de folos. Vă doresc toate cele bune și multe bucurii duhovnicești.